Sportivii de la Slatina Running au alergat pentru Georgiana Selea. Aceștia s-au alăturat campaniei Viață pentru Georgiana, campanie la care au participat mai mulți slătineni. Da, este un eveniment caritabil, este pentru Georgiana Selea, o tânără care are nevoie de un tratament în Franța, care costă foarte mult și sunt convinsă că părinții ei nu pot asigura această sumă. Noi sperăm să putem ajuta așa în limita posibilităților noastre. Crossul Inimii a mobilizat slătinenii iubitori de mișcare, dar și pe cei care au fost sensibilizați de cazul fetei. Datorită promovării pe care au făcut-o cei de la Slatina Running pe Facebook, eu îi cunosc pe oamenii din acest grup, oameni minunați, alerg din când în când cu ei duminica, iar cauza pentru care este organizat acest eveniment este o cauză nobilă și m-am implicat, mi-am dorit să mă implic și iată-mă aici. Am copii și eu și am fost foarte impresionat de drama acestei fetițe și vreau să o ajutăm cu toții. Cazul Georgianei a sensibilizat mai mulți slătineni, iar colegii ei, indiferent de școală, au participat la campania de strângere de fonduri. Viața elevei de la Metalurgic depinde de radioterapia cu protoni, care se poate face doar într-o clinică din Franța, iar costurile sunt mult prea mari pentru familia sa. Mai exact, viața Georgianei depinde de 60.000 de euro, bani care încă nu s-au strâns. Deocamdată am depășit un pic peste jumătate, dar mai avem multe speranțe că o să reușim până în final. Deci, fiind o firmă privată acolo, noi trebuie mai întâi să le virăm banii în cont și apoi să mergem. Ei oricând ne primesc, dar noi trebuie să încercăm să strângem toată suma. Cei care doresc să dea o șansă la viață Georgianei Selea pot face donații în conturile deschise la Banca Transilvania Slatina.